prieten ai Hazului fără frontiere. Ai glumelor cu perdea? Și fără perdea. Da, 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 știu ce veți spune. Ce vom spune? Că ne mănâncă rutina, că începem emisiunea cu mereu și mereu aceeași formulă de prezentare. Și atunci? Și atunci o să începem gala din această seară cu versurile fratelui Alexei Mateevici, un poet basarabean de toată isprava. Vrei să spui că limba noastră e o comoară? Ai ghicit, da, a ghicit. Limba noastră chiar este o comoară, însă, din păcate, englezismele o omoară. Ehe, dacă am dat buzna în UE. Corecte. Prin urmare, de azi încolo nu vom mai cânta lume, lume, soro lume. Dar ce vom cânta? Păi după cum merg lucrurile, vom cânta rang, cătang, 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 lume, lume, sister world. Ha? Exact. Hey, good morning! Bei ceva? O tărie? Ai ceva tradițional? Da, avem, uite aici, bitter, curacao, cointreau. Băi, dai-mă din alte prune, de prune n-avem. E numai la șop să găsești. Ce șop, mă? Iar faceți șopul, mă, chiaburilor. Nu, mă, la șopronul lui Ilarie Dezidentu. Dar eu te sfătuiesc să nu bei, că e pe tare și trebuie să-i pui un pic de mango ori un pic de kiwi. Atunci dăm un ginar. Napoleon Bonaparte. Aici ai. Acum. Băi, Todorie, bă, trebuie să mă așez un pic, bă, că așa mă dor picioarele tătă ziua în stat. Da, dar la lucru nu te duci. Da, nu zbolum. Mă uit la TV-ul. N-ai văzut? Acum numai te uiți și câștigi. Cine-i bolum să mai lucre? Dacă numai te uiți și câștigi milioane. Și apoi după aia trec pe Sky Ioan. Ioan? Sky Ioan, măi. Acolo dau filme de groază, de-astea horror. Ieri s-au uitat și câinile. Așa s-a speriat că s-a băgat sub pat. Nu l-a mai putut scoate numai cu lampa de benzină. Și și-a schimbat jena. Cum? Nu mai latră. Dar ce face? Neaună. Păi, dragi, ce cosă meaune câinele, bă? Se spune Jovronica, fiica mea, că o vin la mine cu copilul ăsta italian, cu ăsta care vrea să se căsătorească cu intendentul ei. Pretendentul? Pretendent, bă, voi democrații toate le schimbați, mă, toate le întoarceți. Așa, și s-a uitat și el la un horror de ăsta. Așa s-a speriat săracul copil că a fugit la cooperativă să cumpere inelele, verighetele pentru... No, și nu a avut noroc, că era închis. De ce? La inventar. Lipsă ceva marfă. Ce marfă? Ceva sticle de lampă. Vreo trivaporă. Vreo patru helicoptere. Măi. Și un tank. E grosă. Dar mă, ce le face? Ce că le bagă aer. Îi umflă, hă? Nu, mă, le bagă aer condiționat. Da, nu știi sămânța aduc? Nu cred că aduc. O investi bani la bingo. La disco? La disco, la bingo, că fac și bingo, că o găsit din ăsta, nu știu... Dar o găsit Digi? O găsit, șeful de post, e co-acționar. Dar primarul ce zice? Primarul la băi. La Govora. La Govora, pe dracu, cine mai merge la Govora? Acolo e scump. La Palma de Mallorca. De unde știi? Mi-a spus fiica sa. Fiică ăsta e navetistă, asta bate toată Europa. S-a întâlnit cu el pe cursa de avion de la Barcelona. Mm-hmm. Dar e ce mai face? Ce să facă? Ștea de mașină și să umple de bani. Lucră la bancă cu mașina. Da, bancă, bă, e încasatoare pe Irta de Istanbul. Faină fată. Au câștigat și un concurs de ăsta de Miss Fundulea. Da, și au fost la mine săptămâna trecută cu Cuscra. Băi, ce-am pățit, o-am rugat pe Cuscra să mulgă vaca, că aveam ceva treabă și ea cum nu vede bine, o mulz boul. Și acum trebuie să-l vând. De ce? Nu mai mâncă, nu mai be. Nu mai bea apă, numai se uită spre ușa grajdului și oftează de să rupe inima. Săracul bău. Dar socră ta ce face? Socră șede. Și-o vândut oile și-o cumpărat biliard.
Joacă biliard și citește ziarele astea de lung metraj. Tiraj, mă, tiraj. Nu, no, metraj, tiraj. Voi, democrația ta, le mai răsuciți. Ia-i cu mass media. Da, da, și copiii ce fac? Îți bine? Copiii bine, azi mi-ați erau bine. Se uitau la ăsta, la video. Mm-hmm. Era ceva film cu Ileana Costanzana, la Basic Instinct. Cu ăsta, cu Chuck Norris. Ăsta nu-i din sat de la noi. Nu, ăsta e un fel de greuceanu, că au bătut toată Asia, acum au trecut la Europa. De altfel, sunt copii buni, să știi că în fiecare seară se roagă. A, ei crescut bine, ei crescut bine. Se roagă ba la Madonna, ba la Tina Turner asta. Văsălie, ce-a fost la voi, mă, de Crăciun pe uliță? Bă, toate le auzi. Ce să fie? O veni poștașul cu pensiile oamenilor. Mm-hmm. No. Și drept mulțumită, țăranii o dezlega câinii de pe lanțuri. Acum zice că guvernul ăsta nou le-a mai tomni pensiile. Da, da. Păi poate și oamenii ori lega câinii înapoi. Da, da. Auzi, la mine au fost colindătorii de Crăciun, mă. Și la mine au fost, dar nu au zis colindă de aia cum creștinească. Au zis de asta nouă, din folclorul nou. Lerui ler și un frigider. Ca cu gerul nepătrunde, ia sculptor cu microunde. Zuarel de ziua. Păi și la mine a fost, dar tot cu de-asta modern. Da? Auzi, dar și-o, și-o ridica primarul vila. Da, mai are un pic de lucru la aia unde bagă peștii. La piscină? Da, 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 la aia. Bă, la mine au venit și extratereștii. Cum? Ăștia cu nave. Tu ce nu vorbi? Da. O, aterizat la tine în o gradă farfurie de aia zburătoare. Nu, că nu le mai fac ca un lighean, le fac ca o țigară de foi. Format A4, așa le fac acolo în America, la NASA. La NASA? NASA, NASA. Bă, nu le mai resucești, mă. Și cum se manifestează? A fost ceva întâlnire de gardul 3, că mi-a stricat a treia oară gardul de la... de la Livadă. Da, 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 dă-i în judecată. Dă-i în judecată. Dă-i pe scaraosii. Cum să-i dai? Că ăștia au imunitate cosmică. Da, da, și regnul animal din ogradă. Nu s-o speriat. S-o speriat. Mi-a împurdat cotețul găinilor. Mi-a zăpăcit cocoșul. Știi că am doi cocoși la roșu și la sur. La roșu așa s-o speriat că o da cloșca de o parte și s-o sui el pe ouă. A început să clocească. Numai porcul a rămas om. Îți tot cerul mâncare. Ăla la-l sur, cocoșul sur, ăla așa s-a spăriat că o sucombat. Ce-au făcut? O sucombat un ou. Cocoșul a făcut un ou? De gâscă. Fain, mă! Le scriem la aia de la Guinness Book, mă! Să știe că avem și noi campionii noștri, mă! Stima noastră și mândria, mă! Da, și eu i-am pus la clacă. I-am pus să desfacă porumbul. Numai că ăștia desfac porumbul și mănâncă ciucălăii. Da, e rău. Da, i-am pus să bată fasolea. Da, nu o bat. Așa o calcă de mărunțel, că așa s-ar boabele, că nu știu dacă lui mai putea aduna. Doar curcanii să le strângă. Da, auzi, după ce gata la tine. Fă bine, trimite-i și la mine, mă, pentru un pic de activitate birotică, ori de aia de gospodărie. Da, să gate cu ciucalei și apoi... Băi, Tudore, vezi că-ți bate faxul. Care fax? Faxul de pe lanț. A, câinele! Mă duc să văd. De unde vezi, te-ai, Ia, ia, coco, jambo. Ia, ia, coco, jambo, ia, ia, coco, jambo. Da, no, ce-ai, băi, Tudor? Băi, Văsălie. Ia, ia, coco... N-a fost, băi, numai doamna muiere ta. Dar ce vrei, băi? Că nu o spăria tăia, micuții extraterestri, cu vreun viol colectiv. Nu, 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 o vin numai să spui că s-or dus. O mâncată ciucălăie și s-o dus. Și? Da, da, ți-o lăsat, în schimb, un certificat de proprietate. 3 hectare de pământ, bă, pe lună. Da, le-i lua, le-i lua. Mai repede le iau pe alea de pe lună decât astea de pe pământ. Ia, auzi, aș putea câștiga bani frumoși să fac pe Moș Crăciun în toată Europa și în țările limitrofe. Atâtea bărbi mi-au pus ăștia de la fundul funciar. Păi dacă ai treabă cu barba, ce nu te duci la Rița, frizerița? Nu poți, bă, că e liber schimbistă la bărbați. Ce să fac eu la ea? Ce să-mi facă? Bă, 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 mă, Sălie, bă, faci aia o loțiune de protest, mă, te-ți jos cu pălăria. Mai bine mă duc la Baba Rada. Aia care vinde borș? Vinde borș și cenci. Hă? Cenci. Can I change?
Ce? Vinde borș și schimbă bani, mai schimbă valută. Ah, și schimbi tu banii de pe porumb ca să-ți cumperi computer. Nu, mai cum mai bate gândul să mă duc la oraș. În ce oraș? Aici, aproape, la Salonic, în Grecia. Zice că se cată bărbați pentru femei. Cum? Se cată bărbați ca muiere la copii. Să câștigă bine? Câștigă bine, nu. No, sănătate. Sănătate. Mulțam pentru drinkă. Nu a fost rea. Treci un cont. Păi, dacă vrei, îți fac și discount. Ah, nu. Ține acolo de un ciocanel și îți iau de un ciocanel de vișchi de ăsta. No, servus, Todore. Mulțam, fain. Dar eu, să știi că eu nu beau dimineața pentru că alcoolismul duce musai la beție. De ce, bă? Băutura bună face sângele bun. Sângele bun face oamenii buni. Așa. Și oamenii buni ajung sus, în podul țării. Serus Todore și vorba aceea, Happy New Year's, cum ziceau bătrânii. Atunci, happy și pentru tine. Ubi bere, ubi bene, ibi patria. Într-o traducere liberă, unde e bine, acolo e patria. Ubi bene ibi patria e un citat din limba latină vorbită de Traian. Traian, împăratul romanilor, nu al românașilor greu încercați în acești ani de apoplexie planetară. O limbă care încă ne deosebește de minoritarii ce s-au înghesuit și continuă să se înghesuie la autonomie teritorială. Și atunci, dacă patria e acolo unde-i bine, de ce unii dintre noi, chiar dacă azi e mai greu, se simt exilați în propria lor patrie? De ce? Întreb tu de ce? Fiindcă sufletul românului e bolnav. Adică nu bolnav în sensul că uită-te în jurul tău, bibliotecile sunt pustii. În schimb, cluburile sunt pline. Cinematografele de altă dată câte ori mai fi rămas goale. S-au mutat în mega mall-uri, despre care se spune că ar fi cele mai bune locații de socializare. Aiurea! Goliciunea este expusă la fiecare colț de stradă sau în tot felul de show-uri care de care mai păcătoase. Dom'le, nu mai există, nu mai există fior, nu mai există frumusețea, nu mai are secrete și simțurile ne sunt parcă atrofiate. Se spune că viața ar trebui să fie iubire, nu ură și încrâncenare. Așa că trezește-te, iubite telespectatorule, prinde clipa și bucură-te de ea, fiindcă viața e scurtă și încărcată de neprevăzut. Da, zâmbește cu gura până la urechi. Râs de proștii și infatuații ce dau păcării de atâtea ore în alegere. Înfruntă vulturul capitalismului prometei ce-ți face fertificații. Ori de câte ori femeiu îți cere să-i rambursezi ratele unui împrumut mătrășit, una, două de niște băieți șmecheri, dar pe care vei plăti tu și nepoții tăi în veacul vecilor. Pune la bătaie vorba de duh și cimilitura, pentru ca trăitorii pe un picior de plai, pe o gură de rai, în țara unde orice este posibil, chiar și poporul să se dezmeticească în sfârșit. Mă refer la cei care merg îngenunchiați și cu capul plecat în pământ, ca și cum le-ar fi rușine de condiția lor umană și nu mai întrezăriți, domnule, luminița de la capătul tunelului. De ce? De ce? Fiindcă toți se plâng de același lucru. Hai, mișcă odată, nenorocitule! Păi dacă mai nenorocit, mă mișc eu cum pot. Nu vezi în ce hal m-ai adus? Țara nu are parale și bugetul e o jale. Azi întreaga visterie, fabrică numai hârtie. Tot se țin azi de jelit, că eu i-am nenorocit. Și eu trăiesc în modestie, din mica mi economie. De necrezut, compensații tot la fel, dar nimic în portofel.
puneți taxe pe import, că eu tot în lux mă port. Dai pe bere un sudar și te crezi milionar. Mă-ntind fantastic, parcă-aș fi de gumi elastic. Fiecare mă lungește, că știut statul plătește. Au, 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 leu, 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 au, leu, 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 au, leu, 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 au, au, leu, 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 au, leu, 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 au, leu, leu, leu. Copilul, unde-i copilul? Leușor! Leușor, Leu, mama! Ce ai pățit, mă? Ce ai pățit, dragul, mami? Ce ai cu tine, mă? Ce nu-mi face, mă? Ne-a jucat și am căzut și m-am lovit. Te-ai jucat la licitație, ai căzut și te-ai lovit. Un mantru căzător, o dus, mă! Păi fiul lui Tasu! Eram mai mulți copii și ne jucam. Francu, Dolarul și Lindu. Păi ăștia nu sunt copii de vârsta ta. Să te înveți minte, cine-i de vină? Maică ta e de vină. Nu te mai ocup de el. Asta este. Ce copil voinic era odată. Un adevărat leu. Acum uite-te la el. Aoleu. Doamnă, sosește pentru dumneavoastră un tren de marfă direct din străinătate. Ce spui? Intră în gară la linia 3. Ce fericire! Ia-ți, bărbate, scoate bani. De unde mai copac? Nu mai sunt bani, gata. Ce-s bani? Poftim. Uite aici, banii noștri. Uite. Scutură-te! Forțează-te! Mai tare, mai... Păi pot să mă scutur până mâine. Că nu mai este, s-a terminat. Prăvăliile private azi sunt pline cu de toate și cu prețuri din povești. Că îngheți când le privești. Zdrângănele fel de fel, rochii ultimul model. Oare ori fi având de toate magazinele private? N-avem lemne, nu-s butuci. Dar în schimb umblăm în blugi. Nu-s tramvai, autobuze. Dar am luat aerobuze. Nu e fâs pentru sifon. Dar avem pudră ca rom. Nu e vată în galantar. Dar sunt cizme pe dolari. Fantezie tot dichisul. Și ce n-a văzut Parisul e la noi în prăvălii. Însă costă mii și mii. Zdrângănele fel de fel, rochii ultimul model. Oare ori fi având de toate prăvăliile private? Foamea te pocnește în plex. Ia revistă despre sex. Nu e o apă de zizin, dar e whisky și e gin. Nu-i perlan și nu e sodă, dar avem părăți de modă. N-avem tocuri la pantofi, dar sunt vile la snagov. Prăvăliile private azi sunt pline cu de toate și cu prețuri din povești. Că îngheți când le privești. Zdrângănele fel de fel, rochii ultimul model. Oare ori fi având de toate prăvăliile private? Nu e baie un prosop. Sunt săpunuri lux la shop. Nu e ștofă de palton, dar sunt blăruri de vizon. Nu-i sirop precum se știe, dar e coca la cutie. Nu sunt doi, nu sunt berbeci, dar dansăm în discoteci. Dorele, ia fii atent. Ci că un român a cumpărat de pe internet licența greșită și acum e medic, deși voia să fie avocat. Ha, 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 țeapă, 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 Cleopatra. Apropo de țepe, Dorele, știi care a fost singurul om care a folosit cel mai bine lemnul țării? Habar n-am. Cine? Vlad Țepeș. Bravo! Mulțumesc! Foarte frumos! Și ce meserie ai la bază? Român! Ai, lasă asta, că român văd că ești, că ne înțelegem în limba maternă, dar ce specializare ai?
Român european. Aha, și pe unde ai umblat? Am spectacole în Spania, în Franța, la metro, la acordeon, în Irlanda, la românii britanici, în Italia, la Clanaret. Ai fost în Italia? Am fost și eu. Vedi Napoli, e poi mori. Vărâmiu a văzut ce zici matale aici, dar a scăpat ieftin, să știi, doar câteva zile de spitalizare. Am fost în probe și în Elveția, dar m-au respins, n-aveam... N-aveai? Ah, n-aveai de-astea, iodele. Elvețiere ăștia n-au umor. Da, șeful, dar au venit. Mare. Nu știu cât venit, că eu tocmai atunci am plecat. Da, te-au trimis în turneu, a? Da, da, în țară, pe banii lor. Ne-au împachetat pe toți într-un avion și via România. Na, asta e, ce să-i faci? E economie de piață. Da, da, am cunoscut piața capitalistă. Am și dormit în câteva, da, pe subtarabe, în Danemarca. Nici danezii ăștia n-au umor. Da, de-aia râd toată ziua. Zici că săptămâna aia e făcută din duminici. Na, lasă-o pe asta. Da, cu toată experiența asta acumulată prin Europa, tu crezi că te descurci aici la noi? Am jurat că nu mai pun mâna. A, nu, știu că și acolo, dar trebuie să pui osul. E și aici, doar că trebuie să știi unde. Na. Auzi? Ia, dă-te mai aproape să zic un secret. Da, îmi dai și mie o vodka de asta? Mică. E, mică, mare, nu fi chitros. Și să pună și niște roșii de-alea asasinate, că mă ține un pic de dimineață, da? Bine, îți dau, dar zi secretul. Ci că ne scot americanii vizele. A, dar știam, m-am și pregătit. Ia uite aici, adio Europa Unită. Ce e asta? O muzicuță. O să le tra la cowboy aia un country și o să mă umplu de cash. Ca Johnny Cash. Mă rog, cum zici tu acolo? Hai, goodbye! America, venim! Păi și vodka mea? Spuneam în prologul galei din această seară că vom combina glumele cu perdea cu glumele fără perdea. Și ca să vă convingem, iubiți prieteni ai hazului fără frontiere, că ne mișcăm pe culoarele umorului ca mercurul în termometru, vom enumera câteva glume cu perdea. De pildă, o înțelepciune de-a lui Confucius. Cu cât cunoști mai mulți oameni și cât mai profund, cu atât înțelegi mai bine de ce Noe și-a încălcat arca doar cu animale. Sau una dintre întrebările ce i-au frământat secole la rând pe iluștri maestri ai romantismului. Iubi, vreau să ne iubim ca Romeo și Julieta. Da? Dar tu ai văzut piesa până la sfârșit, dragă? Dar hai să încheiem scurtul nostru periplu printre citatele celebre cu o glumă fără perdea desprinsă din legile lui Murphy. Cu toții suntem niște sfinți până când ne întâlnim cu păcătoasa potrivită. De ce ai murit, ufane, brusc? Și m-ai lăsat pe mine femeie singură și în forță și glandulară. Cum zicea domn doctor că m-ai dus la spital să-mi facă ceva. Că tu erai estenuat, da. Și s-a dovedit că mi-a dat medicamente expirate din ajutoare care mă rău mă prideau în loc să mă stingă. A zis domn doctor că am reacțiile pe invers din cauză de glandă. Și tu ai răsuflat ușor ca un mitochen și ai zis: fii rar glandele ale năbădăilor, domn doctor. Că sunt estenuat și abia mă mai simt pe picioare, de parcă am lucrat în mina la Miro în Cosma. Aole, Doamne ferește. Și doctorul a zis: lasă, cu glanda e mai rău, că în mine mai bine, că de mine mai scapi. Aole, Vane, spune-mi, unde mai găsesc eu unul ca tine? Liber și frumos și în putere și cu ăștia, cu bănuții corespunzători, e privatizat, înțelegi tu? Că îi las mai de mama lor. Sunt săraci, aole, și estenuați, și salariați, și văd de mama lor, și nemâncați, și cu alimentație deficitară, conform cu leafa indexată de Văcăroiu, fost olojan, fost... Dar ce de capul meu, aole, Fane, tu vrei să mă lași
nevastă de lefegit în perioada de asta de tranziție. Am râs de ăștia, vai de capul lor, care să-și umfle burta cu pâine și care doar să miroasă friptura. Muriști tu, Fane, care nu-ți lipsea mușchiulețul. Și vinișorul, vinișorul ca sângele taurului. Păi, nu frică, după ce vreau sticlă de aer, ceva? Că ce simpatic erai când după ce bei sticlă de aia ziceai că te simți ca în arena. Spaniolă, spaniolule! Și făceai așa cum am văzut noi la film, știi? La video, cu un taur fioros. Și te făceai ca el, uite așa. Și mă spăriai și cădeam pe spate și te mă împungeai și râdeam. Și ce simpatic erai. Și acum, aoleu, de ce ai murit, Fane? De ce muri, Fane? De ce? De-aia muri! De-aia muri ca să mă plângi și tu. Că mă muncei ca pe străbunii robi. N-am avut și o parte de un cuvânt de îmbărbătare. Mă țineai numai în schimbul de noapte, dar am ajuns ca scândura. Am început să se tânjesc după un serviciu la stat, ca să mai ațipesc și eu în orele de muncă. De-aia muri, ca să te las pe mâna lefegiului. Ai de mine, Fane? Aoleu, ce rău ți-am făcut, răzbunătorule, de vrei să mă lași pe mână de lefegiu. Te las să mă prețuiești, să vezi tu ce înseamnă viața unui bărbat angajat la stat. Îți mai aduce aminte de ăla care cânta cu lacrimi în ochi? Aoleu, domn Văcăroiu, verde sunt ca usturoiu, dar ne-ai stimulat elanul, te-am ajuns ca bârlă de anu. Măi, tată, măi, hai! Ce? Ce simpatic ești, Fane! Dragă, dar tu ai nebunit? Tu vrei să te angajezi la stat, dragă? Ție care nu-ți ajungeau 12 ore de pauză de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Tu vrei acum să semnezi condica la stat? Da, mă descurc eu! Fane, ce? Am o presimțire. Tu ți-ai găsit una. Să știi că o tai. Da, am găsit una bună pentru perioada de tranziție, ca să am puteri să mă descurc în capitalismul sălbatic. Aoleu, t-ai nebunit. Tu care spuneai că femeie ca mine mai rar, că nu mai da pe nimeni, nici pe aia de la televizor, care zicea Titan Ice, altă viață. Nebunit, tu vrei să mori în spital pe pat de fer? Vino, dragă, să mori acasă, barem în sculptura noastră pe care am dat 5.000 de rulvenți și 3.000 de suluri de hârtie, de nu spun de care. Pe pat de spital, mor chiar acum! Nu, Fane, să nu faci asta. Ce-ai? Fane! Fane! Nu! Fane, Fane, tu chiar muriși? Domnul ăsta nu se preface. El nu știe să se prefacă, Fane al meu, Fane. Fane, să nu cumva să fi murit de adevărat. Te sper că glumești, Fane. Nu, a murit de adevăratele, să știți. Domn doctor, mi-e frică. Fane, cui m-ai lăsat-o pe mine? Doctor! Doctore! Mi-a murit bărbatul! Domnule doctor, adică doctore, spune-mă, este adevărat chestia de azi noapte? Chiar ați deschis cabinet particular? Bineînțeles! Atunci să știi că sunt de acord. Îți acord mâna mea. Ia-o și s-o ștergem repede. Aole! Aole! Adio, Fane! Ha ha ha!
Hai. Hai, iubita mea, că a plecat nebuna. Era cât pe aici să ne prinde cu glanda aia. Am futurat. Futurașul meu. Am să-ți fac o viață ca lui Madonna. Îmi plac persoanele alea care știu totul. Mm-hmm. Și mie, pentru că nu trebuie să le explic de ce le evit. Așa că, dragi prieteni, nu enervați niciodată o femeie. Ea poate să-și amintească chestii care nu s-au întâmplat încă. Dumneavoastră sunteți referentul de aici? Da, vă rog, eu. De la spațiu? Locativ. Da, adică ce vă întreb eu? Parcă aici poate să fie și alt fel de spațiu, da, decât locativ. Sigur că nu poate să fie. Da, spațiu cosmic nu e spațiu? Ba da, sigur. Și la primărie nu poate să existe un serviciu pentru spațiu cosmic. Nu vă supărați, vă rog. Dumneavoastră, în ce problemă ați venit la noi astăzi, acum? Păi, pentru spațiu. Aha. Ce, aici nu e spațiu? Da, sigur că da, e spațiu, da. Da, da, vă rog, ce doriți? Păi nu m-ați întrebat. Acum vă răspund. Da. Tovarășe, eu doresc să știu în ce fel și ce formă trebuie îndeplinită ca să pot primi o persoană în spațiul meu locativ. Simplu. Da. Faceți dumneavoastră o cerere. Da. O timbrați cu un timbru de 3 lei. Adică cerere scrisă. Scrisă. Da. Pentru că există și cerere verbală. Da, știu, sigur, da, știu, sigur. Dar o cerere verbală poate fi timbrată? Nu poate. Dar vă rog foarte mult, mai repede, mai scurt, așteaptă foarte multă lume pe coridor, publicul cu care noi da, stăm. Da, da, au și ei cereri. Da, sigur, da. Scrise? Da. Dar poate să existe și cereri scrise și cereri verbale și alt fel de cereri? Nu se poate. Nu. Ba da, există o cerere în căsătorie. Nu? Asta dincolo, la sectorul, la stare civilă, vă rog, aici este spațiul locativ. Păi da, știu. Da, vă rog. Și unde să-l lipesc? Ce să lipiți? Timbru. Pe cerere? Păi bineînțeles, pe cerere. Da. Dar unde? Adică, înțelegeți? În ce loc? Peste semnătură? Nu. Nu vă rog, că dacă puneți peste semnătură, nu se mai înțelege semnătura, nu? Am înțeles. Și atunci, unde îl lipesc? Pe colț. Bine, dar în ce colț anume? Pe cel din dreapta, vă rog, sus. Dar are gumă? Cine să aibă gumă? Timbru, ca să se lipească. Are gumă, da, are. Da, și șterge și cerneală. Cine să șteargă cerneala, vă rog? Gumă. Există gumă de creion și gumă de cerneal. Tovarășa. Da. Tovarășa. Am înțeles, dumneavoastră sunteți nervos. Da. Dar de ce vă trebuie nervi? Adevărat. Da. Ce trebuie să am eu nervi? Da, de altfel eu știu că fără nerv nu poate funcționa nimic. Da. Adică totuși vă trebuie nervi. Da. Mai aveți nevoie de ceva, vă rog? Da. Da, bravo. Ce anume? Un furtun. Pentru aragaz. Furtun? Da, dar eu nu-l cumpăr de aici. Înțeles? Numai că nu știu cum se zice
furtunuri pentru aragaz. Sau furtune pentru aragaz. Toarja! Da. Vă rog foarte mult, pe mine mă scoateți din sărite. Așa ceva nu se poate. Gata. Vă rog foarte mult. Vă rog. Aici este scurt, repede. Gata. Vă rog. Gata. Am terminat. Foarte bine. Dar de unde îl iau? De la Tecnometal. Timbru. Nu vă rog. De la Tecnometal. Furtunul, vă rog, timbrul luăm de la tutungerie. Da, mulțumesc. Asta știu. Da. Ascultați, vă rog. Da. Ce faceți dumneavoastră luni între 3 și 5? De ce? Să te trimit la ghișeul de alături, unde lucrează un coleg de-al meu, tot cu publicul. Vă rog foarte mult. Știu. Da. El m-a trimis aici. Urmarea întâmplării Hazirea din Aur, să spunem câteva pilde selectate din zestrea dramaturgică a lui William Shakespeare. Râzând de propriile greșeli, îți poți lungi viața. A spus Shakespeare. Râzând de greșelile nevestei tale, îți poți scurta viața. L-a contrazis pe Shakespeare nevastă sa. Stăpâniți de regrete eterne, ne despărțim azi de bravul și inegalabilul nostru redactor-șef. Conducându-l pe ultimul drum, să ne amintim că a fost un om minunat, un membru al... Da, doamne! E, locul sigur mai avem, cum să nu? Cine? O, îl așteptăm, sigur că da, să vină, să vină, doamne! Da, șeful, da! Să rămână sfinte, Petre! Fiule, bine ai venit! Dar ce vânt te aduce pe la noi? Un vânt de libertate, sfinte! Transfer de jos în sus! Jos a fost redactor șef la viață! Înainte de... sau... Și înainte de... și... Prea bine! Prea bine! Atunci, ai să fii redactor șef și la noi, aici, în rai! Tot la viață? Nu, nu! Aici avem curierul raiului. De el aș dori să te ocupi, fiule. Cu bine, cu bine, cu bine. Bună, șeful. S-a prezentat un bătrânel și vrea să vorbească cu dumneavoastră. Cine știe ce pensionar pisălog o mai fi? De pisălog e pisălog, că m-a tot bătut la cap că-l cheamă Homer. Homer? Da. Ăla de-a scris căderea Troiei. Da, da. Troia? Aha. Te pomenești cu fiți scenaristul Brad Pitt. Păi ce-ai văzut filmul? Aici se poate orice. Zi să intre. Bine, șeful. Troia. Pet. E voie, e voie. E voie, e voie, aici orice e voie. Am adus articolul de fond. Ah, dumneavoastră lucrați aici? Da, sigur că da, sigur că da. Curierul Raiului este un ziar serios. Păi da, eu fac articolul de fond. Cronică muzicală, Mozart, Boccaccio, schițe satirice, iar poezie publicăm, nu? Mai ales Eminescu. Serios? Da, sigur, sigur. Păi cu băieți talentați ca voi, scoatem o gazetă de o să crape de ciudă vocea iadului. Câte rânduri are articolul de fond? Am 400. Iar ai scris o epopee. Hai, ia de-l că-l scurtez eu. Ce vorbește-mi? Pe mine n-a îndrăznit să mă taie nici Pericle. Și apoi, dacă te gândești la Iliada când... Da, 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 bine, 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 bine. Da, ceva... violuri, hai că asta interesează acum. Ia zi. Da, da. Dar îl dai? Da, da, poftim. Agamemnon violează pe Briseisă, sclava, și în același timp prietena lui Ahile. Cum ai zis că o cheamă pe Briseisă? Briseisă. Stai, 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 stai.
E minoră, e bătrână de 80 de ani. Păi da, nu aici, e mitologie, domnule drag, e mitologie. Hai să mă dregu de mitologie. Doamne, iartă-mă, de iarnă iarde nouă, acum. Păi dacă Violata nu e nici minoră, nici bătrână, degeaba o mai violează. Că cititorul nu mai simte nicio plăcere. Mai citiți și voi ziare, mai uitați-vă și voi la televizor. Aici e vorba de etică, eu nu pot, Domnul Homer, maestre, spune simplu, maestre. Maestre. Auzi, da, crime ai? Ia zi. Așa. Hector îl omoară pe Patrocle. Ahile îl omoară pe Hector. Iar Paris îl omoară pe Ahile. Poate ați auzit povestea cu călcâiul, cu oază, știți? Păi lasă-mă, domne, cu călcâiul dumitale. Păi de călcâiul lui băluia mea de mie acum. Uite, știi cum? Ia dumneata de unul ăștia patru, pe care vrei dumneata? Și-l făl să-i omoare pe ei. Băi, de ce? Pe asta se cere, domne, criminal în serie, asta vrea omul. Prieten, că-ți dau eu o soluție. Fă din Ahile ăsta un râmaru și după ce-ți publică articolul, să vezi dacă n-o să se lase cu fericită. Nu, nici în rotul cavului. Stai. Da, dacă îi bași pe toți patru la zdup, iar pe polițistul care le-a luat interogatoriul, îl dai afară. Mai bine mă arunc în Styx și ajung în Hades. Aruncă-te, domne, unde vrei. Bine. Și lasă-ne să facem gazeta, că știi mai bine. E voie. Am mai auzit asta. Șeful, la ușă e un domn furios. Altul. De ce a venit? Pentru rubrica Cititorii ne comunică. Bine, comunică-i să intre. Poftiți! Cetățene, am venit să protestez! Dar cine sunteți dumneavoastră? Cine sunt eu? Robespierre, revoluționar francez! Și ce doriți? Ce doresc? Certificat de revoluționar! Tocmai dumneavoastră n-aveți? Nu! Că eu nu m-am înfipt ca alții. Uite, de exemplu, Danton. Danton are! Bine, las că rezolvăm. Îi tragem un articol, o să vadă ei. Mersi. Libertate, egalitate, fraternitate! Cui a zis că a dat certificate și lui, nu? Parcă ceva cu Dan. Dan... Iosif! Păi credeți că e bine? Nu e bine, sigur că nu e bine. Păi cine finanțează ziarul nostru, a? Putere! Păi vezi? Odată se aduce Iosif glos la nevastră, zice Mariu, hai ia copii și gata. Ia vezi ce sesizări mai avem la rubrica Cititorii ne comunică. Sfântul Petru și Mihai au deschis cărciumă în rai. Prost, vechi, nu merge. Dar libertatea presei? Libertatea presei este, dar nu să critique patronii. Mă duc să văd cine a mai venit. Domnul Mihai Eminescu. Bună ziua. Măi, strelule, să trăiești! Bună ziua, am adus spre publicare scrisoarea a șasea. A, știu. Tu ești Mircea, bă, împărate. Nu, aceea este scrisoarea a treia, aproximativ. A treia, a cincea, a șasea, atâta e. Dar fără turci, fără sultani. De ce? Păi n-ai auzit? Nu. Cum, mă? Mi-au dat sabia lui Mircea. A, pe-a lui Ștefan? Ștefan, Mircea, Nicolaescu, pizza, atâta e. Dar nu prea am loc de scrisurile dumitale în ziarul meu. Din ce pricină? Păi dacă eu public scrisorile opoziției către putere și viceversa, am eu timp de scrisorile matale. Ediția ziarului de întâi, în veci noi mai citi eu. De aceea, în urma mea, rămâi. Adio! Acum ai făcut-o pe loc? Da. Da, Eminescule, ia, hai, du-te cu Dumnezeu, hai că avem treaba aici.
Român zbuldalnic. Au sosit notele de călătorie. Buongiorno, signore. Buongiorno, signorina. Tale, cine mai ești? Alighieri, Dante Alighieri. Da, da. Unde ai mai călătorit? Ma come, pe unde? Fin d'inferno! Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Nu v-ați spus asta pe ușa biroului? Nu, oh. Pe cine ai întâlnit acolo? Vă spune pe Francesca. Sì, sì, Francesca da Rimini, una amorosa che in secolo 13... correttamente, 13, no. Ha fatto un grande passivo. No, maestre, maestre, no, è vecchitura, dottore. Vecchitura? Ce l'ho mai, è proprio, mai. Ma è proprio, ma è recente, sì, Casanova. Casanova, sicuramente un grande malato de amore, sì. Ha primit de pedaps să fie tratat de il dottore Ciomu. Che taie, taie, vorbești! Și doctoral Ciomu, cum e pe delfit? A Ciomu, mama mia, il povere dottore Ciomu, muncește mult, munca silnică, că taie pe viață, da, la Casanova, da, da. taie, nu se mai termină, nu e un material bun, nu e un material bun, pentru că s-ar putea să-l publice și televiziunile și vine CNA-ul și ne arde. Nu e bine, că arde nu e bine. Mi dispiace, ma altceva nu am. Deocamdată nimic. Mi dispiace. Arrivederci. Arrivederci, signorina. Totul mi-ar trebui ceva tare. O bombă. Să ne luăm de Sfântul Ilie? Ceva cu plăile astea, cu inundațiile? Să mă trăznească. Asta ar fi. Ce atent, șeful, că aici ce cereți se împlinește. Unde? Ma! Iubitule, patești, mamă, în pat, unde să fii? Doamne, ce-ai avut, dragă, toată noaptea te-ai certat, ba cu Robespierre, ba cu Sfântul Petru, ba cu Homer. Am avut un coșmar. Ai avut coșmar? Vai de mine! Să facem că eram pe lumea elantă. Vai! Singurul lucru frumos era că aveam o secretară. Secretară? Orice s-ar zice, tot nu s-a desfințat cenzura. Mi-e foame. Și mie. Ia uite, ia un măr să-ți păcălești foamea. Nu știu ce fel de foame ai tu, dar a mea nu e așa de proastă. Îți las ție codița. Ha! Ai cam slăbit, prietene Bran. De la inflație. Prețurile se umflă și eu slăbesc. Aha! Atunci să începem. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Să gătim cu Stan și Bran. Astăzi rețete de inflație pentru buzunare mici și foarte mici. Omletă fără ouă sau salată de pui în care nu pui pui. Supă de criză. Se ia o oală mare și se pune apa la fiert. Apoi se lasă la răcit și se bea pe stomacul gol. Se repetă rețeta de fiecare dată când vă e foame. Plachie de crap. Aveți nevoie de o undiță și de o baltă. Dacă prindeți un crap, o să mâncați plachie. Dar dacă nu, vă alegeți cu o zi în aer liber care nu ține de foame, dar face bine la ten. Desert de strâns cureaua. Se pornește aragazul. După 2 minute îți dai seama că nu merg gazele și îl oprești la loc. Pornești cuptorul electric. După 2 secunde îl oprești pentru că ai depășit deja plafonul de kilowați. Așa că iei o linguriță de zahăr pe care o pui în supa de criză de mai sus și îi spui desert. Copiii îl vor adora. Tartine cu icre negre. Vă puneți la masă, decupați dintr-o revistă o poză cu icre negre și o așezați în centru. Înghițiți în sec și beți un ceai de tei. Foie gras de portocale cu coniac.
Soția e vegetariană, soacra la fel. Așa că renunțați la ficat și beți coniacul. O să vedeți viața mai frumoasă și criza mai plăcută. Și acum, în încheiere, o rețetă specială și foarte ușor de făcut. Ghiveci de parlamentari cu piure de miniștri. Se ia o mână de parlamentar și se lasă să fiarbă la foc mic în sos de pensii speciale. Se adaugă din când în când după gust câte o mărire de indemnizație. Când asta din fiert, se mărește bugetul după gustul fiecărui ministru. La final, se ornează cu mașină la scară și cu apartament de serviciu. Vă urăm foame bună! Da! Ce s-a întâmplat? Da. Ce e? Ce ți-e Cleopatra și cu toți nătăfleții ăștia care umblă toată ziua pe la astrologii specializați în horoscoape sau pe la nepoatele răposatei Omida? Dar ce-ți venia cu dorele cu mama Omida? Omule, stai să vezi. M-am dus și eu ca orice nătăfleț să vizitez o ghicitoare. Așa, și? Și am ajuns în fundătura de-i zice Lara țăria lui Pandele. Am găsit și casa ghicitoarei. Am bătut la ușă. Cine e? A, cine e? Păi dacă nici atâta nu ești în stare să ghicești, i-am zis. Și am plecat fără să mai intru total dezamăgit. Ca ghicit. Vă ascult, doamnă. Cum am spus la telefon, domnule profesor, suntem de la revista Viața de Apoi. Am vrea să ne împărtășiți din activitatea dumneavoastră și am dorit să facem un serial. Doamnă, eu în materie sunt un autodidact. De mic copil am observat că mi se lipesc obiectele de mâini. Cum atingeam un obiect, rămânea la mine. A, ce? Ajunsesem, aveam o magazie, m-am și speriat. Dar a fost prea târziu. Când am fost eliberat din școala de corecție, am început să aud voci. Ah, ca Ioana Darc. Ioan, nu știu, nu cunosc, eu ies foarte rar. Cine erau vocile? Păi nu era nimeni, adică nu era nimeni de dincolo. De fapt, era de dincolo, era de la etajul de deasupra noastră, știți? Deasupra noastră, la etajul 4, locuia o femeie pe care o chema Fifiloanca Drăgălău. Tata spunea că lucrează la circulație, că era o circulație la ea ca la curtici. Cine nu știa etajul și apartamentul, striga de jos. Dar să striga mult. Unii locatari plecaseră în bejenie. Bun. Ce alte semne ați mai avut? Păi de la semne mi s-a tras. Mi-am făcut semne cu diverse persoane feminine până când am dat de o persoană mai o chinezoaică, Madame Hai Cucai. Hai Cucai, cu ca de la kilogram. Chinezoaică, din tată rudar și mamă buzoiancă. Eram în autobuz, veneam din excursie din Turcia. Știți, aduceam niște provizii, că am dus rulmenți, topoare, bricege, cuțite, am dus și o macara rulantă, eram deșelat. Mai cu seamă că acolo am întâlnit o turcoaică de mizil, foc, șarpe. Mi-a ronțăit asta rulmenții de parcă erau conflex. Deci m-am uitat în ochii ei, mi-am fixat ochii în pupilele ei, avea niște ochi când clipea, parcă își făcea vânt cu evantaiul. La prima haltă, când pasagerii au cerut o mică pauză, am coborât și eu. Am intrat în pădurice și aud dintr-o tufă. Ești mediu bun. Hai, zic, vocile. Era ea. Era ea, a ieșit din boschet, era goală în partea de sud, în sus era îmbrăcată cu mărgele și cu fusta așa într-o mână, ca o năframă în vârf de băț. S-a apropiat de mine și mi-a șoptit să-ți fac horoscopul. Foarte interesant. Foarte interesant. Da. Parcă n-ar fi fost pământeană, nu? Da. Mi-am dat seama imediat că este sora mea complementar cosmică. Și i-am dat buletinul. L-a verificat puțin și mi-a spus ești cocoș.
Vai de mine, doamnă, n-am știut nimic, vă rog să mă credeți. Eu mă credeam om. Nu, ești cocoș după horoscopul chinezesc cu animale. Ar fi poate instructiv și pentru cititorii noștri și pentru telespectatori, iată-te, suntem în emisie, față de celelalte animale. Da. Cum stați? Păi eu nu trebuie să mă întâlnesc cu bou, dar poți. Ei, cu cine mă înțeleg așa mai bine? Mă înțeleg cu maimuța. Dar nu trebuie să afle tigru. Nevastă-mea. Găina însă nu mi-este accesibilă. Nici nu știu cui îi mai e accesibilă la prețul ăsta. Alte potriviri? Potrivirii mă potrivesc foarte bine cu iepurele. Nici eu, nici el nu putem trăi fără un morcov. V-am ruga să fiți mai... transcendental. Transcendental? Păi spuneți așa. Cocoșul iubește călătoriile. De exemplu, Magellan, care a fost cocoș, la prima lui călătorie în jurul pământului, a descoperit o strâmtoare și era om matur. Eu am descoperit strâmtoarea de mic copil și nu mai ies din ea. Suntem însă norocoși la drum. În călătorie, de exemplu, Magellan a traversat Pacificul și de-abia în Filipine a fost omorât, dar nu cu răutate. Eu am plecat de la București la Constanța și de-abia la Cernavodă mi-am dat seama că nu mai am nimic. Abandonați ideea centrală, da, domnule profesor. Ce contează viața materială? O, Doamne! Domnule profesor, sunteți cocoși. Da. De ce animale trebuie să vă feriți? Da, sunt mai multe, doamnă. Trebuie să mă feresc de mistreț, de canalie, de mitocan, de găgăuți, de cârtiță. Da, bine, așa trebuie să mă feresc și de șobolan, dar șobolanii sunt sub înalta protecție a primăliei și... Situația internațională vă preocupă? Viitor? Bineînțeles. Cum vedeți viitorul? Viitorul, ce să vă spun, viitorul este puțin. De exemplu, în timpul lui Magellan, că tot am vorbit de el, era o performanță să ajungi în Țara de Foc. Acum, țări de foc peste tot. Sau uitați-vă în nordul Irakului. Umblă aia săraci în Kurdistanul gol. Dacă o mai ține așa, cădem de pe glob, doamnă. Și la noi? La noi ca la nimeni. La noi e pace și armonie și consens general. Păi dacă a dispărut și proverbul, îl știți, proverbul neauș, să-i moară capra vecinului. Acum așteptăm să moară vecinul să-i luăm capra. Domnule profesor, vă mulțumim. Am putea spune că primul capitol al serialului nostru este făcut. Studiile dumneavoastră v-au dat o anumită clar viziune. Sunteți un vizionar, domnule profesor. Puțin cam sceptic, așa cum stă bine unui cocoș de rasă, da. Nu? Puțin pesimist? Da. Doamnă, este o altă caracteristică a cocoșului. Pesimismul și... El, de fapt, este un sceptic și un pisălog. Pisălog te bate la cap. Asta i-a rămas de la găină, știți, e un semn de dragoste. El bate ca să-ți deschizi sufletul. Dar hai să fim mai optimiști acum. Este primăvară, este sărbătoare, e soare, e frumos. Să cântăm, să dansăm. Mai un tango, mai un vals, mai un rock. Ferească Dumnezeu d-un cazacioc. Știi de ce cântă cei din Ardeal? O, brad frumos! Nu, that's where... Fiindcă pălincă de brad n-au băut niciodată. Dar tu știi cum își susține ardeleanul punctul de vedere? Cum? Cu tărie.
Sufronică, auzi, adă-ne două cocktailuri din aia Miami Blue. Da. Da, dar nu faci bon, tu, fătucă, nu faci bon că plătesc online. Online, așa no. Se zice. Mi s-o stricat laptopul, mă. Cred că i s-o găta bateria, că nu mai merge. El de aici să nu-l mai văd, că nu pot intra pe side-ul. Sufronică, mă, fată, vezi că mi-am uitat laptopul pe măgarul parcat în față. Adă-l, da, chicli, 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 adică repede. Bă, dar ți-ai luat măgar nou? Da, of course. 4x4? L-am luat în leasing, mă, da. Da, și nu-i 4x4, e 3x3. Da, de ce? Eu, pătăgi un ceciorul, o scăpa pelotul secret din spatele case și au păscut niște cannabis, s-au drogat cui, s-au încurcat în lanțul de la puț și asta, dar o să-i treacă. Bă, dar n-ai mai fost pe la mine de-o vreme. N-am mai fost, mă, că așa mi-e de frică de dulăul ăla fioros de la tine din curte. Dar nu-i fioros, bă, nu-i rău, mă, e mai bun ca oamenii, numai că acum e tare nervos. S-o stresat, l-o mușcat o oaie de urete cu ăla, cu țâmburușul ăla. Clip? Chip, mă, chip. De chip. Chip. Și chip. Cum îl accesez pe laptop, cum face pureci. Și e nervos, e stresat, rău de tăi. Hai să trăiești, salbești. Eu iau numai așa, de ăsta, de pamplezir, dar nu-mi place, bă, că miroasa ploșniță. Da. Rău-i, bă. Sofronic, o să vezi ce fain. Când mă uit la fătuca asta, cât e de dezbrăcată, îmi vine să... Bă, îmi vine să-i zic să se îmbrace, să nu răcească. Mă auzi, bă, mă, Sorie, mă, vreau să te întreb ceva, dar mă țin de mult să te întreb. Zic. Cum îi zicea, mă, la praful ăla care îl punea în armată când cântam? Noi stăm că spun, 1, 2, 3, 4, nu te supă, rafetiță, bromură, 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 da, mă, așa e, bromură, la mine abia acum aș face efect. Da. Spune-mă, cum îți explici tu că așa de tare s-au străcat moravurile, mă? Uite, eu mă jur, bă, pe Dumnezeu, mă, am făcut dragoste cu muierea mea abia în luna de miere. Tu n-ai făcut la fel. Păi am făcut, mă, dar nu mai știu, pata, cum o teamă. Nu mai țin minte cum o teamă. Tu te dai așa o țâră, cum zic ăștia, un fel de macio, hă? Tu care te duceai la femei doar când era ocupat la bărbați. Hai, mă, dar... Vărul tău, lepedeu, primarul, vreau să te întreb, ce-o făcut cu fondurile alea pahare? Pare. Bă, astea sunt fonduri de la Europa, de-aia sunt fare. Am primit și noi ca să tăiem spinii de pe imaș. Dar nu o tăia spinii, primarul, că și-a făcut o fântână anti-arteziană în fața casei, bă, cu apă așa numai șuvoiește în color și cu muzică de bate, de desparte urechile, ca la Las Vegas. Păi noi, după câte știu, noi nu avem apă, nu avem canalizare. Dar e cu apă plată, mă. Și nici gârlă nu avem. Nu, e cu apă plată, care nevastă sa o fabricuță de îmbuteliat. O găsit o baltă aici la capătul satului unde se scăldau bivolii. Așa e de plată, că nici... Păi, dar lumina, și acum îi zice... lumina, de unde e, mă? Lumina, am vorbit cu niște ăștia căldărari. Așa. Și aduc curent moca. Și aduc sârme de alea de cupru de la înaltă tensiune și linia ferată o aduc, mă. Așa o tăiat ca să o pot aduce la câte un metr numai. Extra, da. Stai, bă, țiră, mă, că mi-au intrat niște curucuși. Ce ți-au intrat? Niște curucuși aici pe internet, în cont mi-au intrat. Unde ți-au intrat? În cont. A, în cont. Cucuruș, mă. Cucuruș? Cucuruș, așa zice, sau curcucuș, nu știu, dracu, e monedă națională din Mangofila Boreală. Da, dar ce afacere ai tu cu ăștia? Păi, spuțe, e trabuce, mă. Trabuce? Da, fără aditiv, mă. Cu foaie de știulete și mătase de cucuruz natur. Fain, aș duhăni și eu. Da, aici. Aici. Dar pe cum, mă, ți-am adus, mă, să-ți arăt, mă. Nimă. Vezi că de aici se bagă. Aici se prinde. Acolo, nu se prinde, se bagă în gură, mă. Bă, ce fain miroasă. Da, e fain. Vrei să-ți o aprind? Da, hai, nu, repede, nu, că eu nu m-am miros, zici mă. Zici tu ceva, că nu stă păi nu mai duhănez, mă, că am auzit că face rău la sănătate. Eu am alte afaceri, mă. Eu mă ocup de drumuri. Așa.
cu banii de la tot de la Europa. Dar mă, nu le reparăm, le lăsăm așa cu grob, că-s mai bune, știi, că nu adorm șoferii și nu se face accidente. Da, da, noi le punem numai bordurile. Știi din ce face acum din bordurile? Din cernoziom înarmat. Hai. Da, cu pleavă și cu balegă. Astea sunt biodegradabil. Fantastic. Până la prima ploaie. La tine acasă cum e? Acum să fie bine, mă, noi ne-am modernizat, mă. Fata la discotecă, nevasta la din ala frământare tailandeză. Ai nu vorbi. Da, o frământă un cioban cu ai nu vorbi. Cum îi zice, mă, tradițional. Ăsta păstrează tradiția românească, crește de aia struț. Struț și canguri. Și acum s-a făcut și mamă heroină. Ai nu vorbi, da. E zărghită rău. Mamă heroină, își bagă în nas niște biluțe, așa, niște cocoloașe, ca niște sugiucuri. Așa. Le aduce fata de la discotecă. Așa. De dacă acolo fetele merg. No, acum o fată mare, când merg la discotecă, nu mai e fată mare. Hai, nu vorbi. Da, 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 ce dar mi-au rămas. Cum o rămas? O rămas. Da, dar unde a fost capul, mă? Da, ea zice că fost pe perne, dar păi acum nu mai știi unde e capul și unde s-a... Că știi că nici fata Morgana nu mai e fată mare. Da, nu știu de eu, nu cred, aici pe lângă noi, pe undeva da, păi eu spun drept, bă, mulțam cerului, eu am băiat. La seară a venit un mail cu două vești, una bună și una rea. Da, ziua, aia bună, ea știe că s-o... Fii atent, s-au căsătorit la Rotterdam. Ai, da, da. Și aia rea? Aia rea, mi-a trimis poze de la nunte cu mireasa. E, cu cum e mireasa? Pe mireasa el, mă, deșteptoare. Mă, faxul, mă! De-aia latră câinii ăștia, mă, că mi-era acasă să văd ce un extras de portofel, de cont, ceva. Happy Christmas! Să ne sănătate, să ne vedem joi în state, și good că bye, nu mă se poate să vii cu briefingul săptămânal din Wall Street, mă. Goodbye, mă! Au, Cleopatra! Aoleu, eu cred că sufer de... de insuficiență cardiacă. De ce, Dorele? De ce? Fiindcă rămân tot timpul fără bani pe card. Ai verificat-o pe nevastă ta? Pe nevastă mea? De ce să o verific pe nevastă mea? Nu cumva să aibă vreun amestec în treaba asta. Doamne ferește, Cleopatra, ce vrei să spui? Că 99% din cazurile în care îți dispar bani de pe card, hackerul doarme chiar lângă tine. Aura, da. Cât zice? La 10 seara, Costele! Ha, ha. E și ziua lui, o face numai între bărbați. Dar Cristache acasă, mă, la el! A adus o damigeană cu vin. Damigeria. Are și piftie, că a tăiat curcanul, mă. Săra, îmi pare rău. De ce, de curcan? Nu, nu de mine, mă, nu pot să merg. N-am bani de cadou. Păi cum l-ai, mă, cine ai luat leafa astăzi? E, da, e, da, da, e la purtător. E... La Caritas? Nu, nu, la Sanitas, nevastă mea, Florica. Florica? Aha, Florica e de-a lui Nea Florica, de la Zgarda Financiară. E, înțeles. Interpolul, mă, n-ai înțeles. Nu m-am înțeles, Interpol până la ultimul pol. Dar știi ceva? Eh? Am o idee genială. Ce zi? Ca în filme. Eh? Telefonul de la miezul nopții sună la tine. Așa. Doamna Interpol răspunde. Alo? Chilia șefură o somează. Costică urgent la birou. Lucrări de noapte. Calculăm la TVA. Adică trăscău, vin, alcool. După aia vine jere cu taxiul. Oprește, te umflă și... Ce? Și altă dată, și altă dată. Să o facem și mai, și mai luată. Să cunoști, mă, nu cunoști, mă, băiat. Al Capone cu fustă, mă. Asta e mafioata mafioatelor. Da? Și tu ești mototolitul mototoliților. Știi ceva? Da. Merită să încercăm. Las pe mine. Am fugit. Sărut aripioarele, îngeraș, sărut tot ce-i tu mai scurt. Îngeraș? Ai? Da. Unde ai haimanălât tu o oră și 49 de minute și 3 secunde după ce ai ieșit de la birou?
Am, mamă, dar e sfârșit de trimestru, nu? Recalcularea TVA-ul ăsta lui Văcăroi. Zău! Da, zău, mă! Ia treci tu la culcare, da, ia, hai dezbracă-te! Da, face băiatul și striptease, mamă! Hai! Pune-ți pijama! Da, care pijama, mamă? Aia cu rățuște? Aia cu găluște! Mm-hmm. Hai că bați băia, face de față! Telefonul de la miezul nopții. Ăsta trebuie să fie mici, Chiria. Mama, nu vrei să vezi tu cine e la telefon? Alo, da. Da. Poftim? Bilanț, acum noaptea. E greșeală, domnule. Ați greșit. Noi nici n-avem telefon. Postaș? Da, mama. Leafa. Imediat. Poftim, îngera. Este cu indexare, cu toate? Da, da. Ia-le tu pe toate. Alo, alo, ce faci acolo? Controlul de calitate, îngeraș. Data trecută am găsit în căptușală 5.000 de lei. Le-o fi uitat croitorul, mamă. Acum, mă rog, cu nondul de la cravată. Așa. Dar unde duci alea? Să-mi cui hainele în șifonier. Tu întinde-te și delectează-te. Eu mă duc să mă delectez la bucătărie. Citește evenimentul, puișor. Despre violuri, poate te găsești și tu implicat. Cu toate că slabe speranțe. Calomie! Aia. Costică! Da? Ce faci, domnule? Zaci aici în cârpe și eu te aștept jos cu taxiul? Păi mă taxează particularul de muncesc două luni degeaba. Nu pot să merg, mișule. De ce? Nu pot în halul ăsta. Cum? Ce sunt eu, Madonna? Așa că am semeni cu ea în poză, la viziunea lui Picasso. Ce facem? Ce să facem? Nu știu. Ți-am cuiat hainele? Mi-am cuiat. Unde? Mi-am cuiat în șifonier. Dă-mi spargere, domnule! Ce nebun, vrei să se răzbune mafia și să ne spargă tărtăcuțele? Ce vă numesc? Da. Ia! Ce? Ia e? Ia e. S-aude. Ce facem? Hai, bagă-te în pat aici lângă mine. Bagă-te repede în pat lângă... Invers. Bagă-te în pat. Costaș? Da. Vai de mine, de ce te-ai umflat așa? Am mâncat floricele și m-am balonat, mamă. Vai de mine, să-ți aduc niște bicarbonat. Imediat. Ce faci eu? Ce să faci? Nu știu, seri pe fereastră. Hai. Da? Da, mă, tu te droghezi, ai luat aurolac? Uiți că stai la etajul 5? Hai că vin... Opa, iar vine. Iar vine, mă. Caracatiță, ce facem? De unde mă bagi? Ea știe unde se te bagă acum, da. Mă rog, trei după paravan. Ostaș! Da, mă. Tu ai nebunit, vorbești singur? Nu, mamă. Cum nu? Te-am auzit? Băi, mai sus! Nu tu! Doamna Caracatiță! Banii sau viața? Domnule hoț, dar noi n-avem bani. Minți, doamna ta, nu minți, că-ți luat salariu astăzi. 60.800 minus casa de ajutor reciproc. Banii sau viața? Ai spus cu 5.000 mai puțin, lasă că vorbim noi după ce pleacă domnul hoț. Poate banii că te ciuruiesc? Da, poftiți, poftiți, domnule hoțișor. Și hainele? Vai, domnule... Nene, hoțule, dar să știți că eu sunt pudică, nu da. Față de soțul meu, dar dacă doriți să... Da, fără striptease, doamnă, răză, că nu hainele dumneavoastră le vreau, hainele lui! Bine, domnule hoțișor, n-are! N-are, săracul, n-are, auzi, bă, că n-ai, bă. Tu vii la birou în pijama, bă. Scoate hainele, doamne, sau te ciuruiesc? Nu mă ciuruiți, vă rog, nu mă ciuruiți, îmi vine să leșin, vi le aduc în dată. Bravo, Costel, bravo! Și dă tu nu asta la o parte, unde te crezi aici, la Bosnia, Herzegovina? Bun, bă, e pistolul jucăria, nu le poți. Da. Poftiți, domnule hoțișor. Cam șifonate, doamnă! Ce așteptați, să vină hoții, să vină calce? Că m-au și calcat. Încă nu de tot. Ia scoate-mă tale bijuteriile, lucrurile mai de valoare, da, mai e. Ce lucruri mai de valoare, da. Că n-am decât o sticlă de ulei de floarea soarelui. Floarea soarelui? Asta e valoare, asta se umflă. Hai, nu vă rog, domnule hoțișor, vă rog, știți, eu suntem blavioasă. Îl țin pentru candelă. Și mă rog, zi și noapte pentru sănătatea, știți dumneavoastră, acui. Mm.
Mâinile sus, stârcarule. Mâinile sus, bestie umană. Da, iartă, mărâne. Iei banii și dă-i încoace. Nu, dă-i încoace. Nu, doamne. Ne trebuie mărturie la poliție. Da? Da. Dovadă, corp delict, doamnă. Da. Târcarul, nimic, direcția curcan. Molan. De mingivia, piftia. Nimic, merg cu tine. Da, da. Nu te las, stau cu tine toată noptea. Până dimineața. Eu credeam un mototol și el e James Bond. James Bond, ca mototolida, merge. Piesa e gata, trag cortina. Mă mai întrebi, dar trage o dată. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și altă dată. Vineri la aceeași oră pe TVR1 la o nouă ediție Gala 1.